Salutare dragi mei și bine, ați revenit pe canalul meu de YouTube analiza tehnică sua la o nouă analiză. Și vom analiza câteva din companiile principale da, din America, dar înainte de a începe, vreau să vă spun că am găsit cumva o soluție. În sensul că dacă dispar comentariile voastre sau cel puțin acest link unde vă invit pe, pe cei care vor să înveți analiza tehnică să facă parte din programul meu pentru a ne întâlni, da? A, am pus acest link să ne întâlnim pe Zoom cam jumătate de oră, a, o secundă, da? De obicei am observat că YouTube-ul suspendă comentariile și atunci sub fiecare video, observați aici, da? Dați click pe mai multe și am pus atât întâlnirea cei care um, vor să întâlnească cu mine pe Zoom, să văd dacă sunt pregătiți pentru a face parte din programul meu de mentorat fi trader de succes în care timp de 6 luni de zile, zi de zi, stau alături de voi și vă învăț analiză tehnică astfel încât să deveniți trader independent, să faceți să, să faceți o afacere online din trading, indiferent că sunteți pe piața americană, pe piața românească, pe derivatele românești care vor apare în uh, ianuarie-februarie, în primul trimestru, că forex că tranzacționați pe cripto, nu contează. Vă învăț să tranzacționați, să deveniți independenți, să deveniți business trader. Și pentru acest lucru, pentru a mă convinge că uh, puteți să intrați în programul meu, ne întâlnim pe Zoom, acesta aveți linkul și pe grupul dacă vreți să vedeți cumva frânturi, da? frânturi 2%-3% din programul meu de mentorat, da? fac analize inclusiv pe grupul meu privat, unde vă invit să vă abonați și aici aveți acel link. Da? Deci dacă cumva YouTube-ul va uh, suspenda comentariile și nu aveți link unde voi să vă înscrieți, Aici dacă dați click pe el, efectiv intrați pe această pagină, dați click pe această săgetuță, vă alegeți una din zilele în care voi puteți, da? și de exemplu să spunem că vă aveți timp vineri, aveți aici program ora în care voi bifați, da? și restul este intuitiv. Bun, iar opa, ceva nu merge bine, imediat o să rezolv, nu știu ce s-a întâmplat, aici trebuia să, a, uite, te aștept o secundă, da, o să bifezi imediat, s-a legat linkul de te aștept, trebuie să fac o pauză, da, ok, bun, Astea, cu acestea fiind zise, haide să dăm drumul la treabă, și să mă duc într-un colțisor, începem cu Apple, da, pe graficul daily avem 5 valuri în desfășurare, da? Asta ar fi o variantă. Și indiferent că am valul 5 aici finalizat și coborâm, sau va fi valul 5, valul 4 aici, tot același pattern avem. Și iată că acest, acest pattern corectiv este format din ABC și avem. A, valul A mare, ca și grad, avem finalizat, urcăm spre B, care e format din trei subvaluri și iată ce frumos deja începem să urcăm spre valul C și de aici mă aștept să coborâm și apoi să urcăm destul de mult, da? Rețineți că analiza este pe graficul daily. Pe graficul H4, aici este mai amănunțită cumva analiza, 5-ul vine aici, a vine sub, da, avem uh, A, B și acum urcăm frumos până undeva, ar trebui să urcăm undeva până prin această zonă, unde am pus eu, slavă Domnului, sunt destule procente, inclusiv de acum de, de uh, cumpărați, așteptați o corecție și puteți intra long până undeva spre 195-200 de dolari pe Apple și de aici vă sfătuiesc să fiți atenți la finalizarea trendului că s-ar putea să prețul să coboare. Bun, asta ar fi analiza pe Apple. Hai să mergem la o companie dragă mie. Bun. Din nou avem uh, finalizarea celor 5 valuri. Aici avem un alt tip de pattern, un ABC. Și iată că <coughs> la finalizarea <coughs> pardon, valului C prețul a început să urce și nu întâmplător am pus această săgeată. Și dacă mergem pe graficul de H4 sau hai să mergem pe H1, Aici eu pentru mine mi-am am anunțit exact și iată ce frumos. Avem valul 1, valul 2, 3 nefinalizat, pentru că 3 în acest caz este format din mai multe, din alte 5 subvaluri. Deci urcăm spre subvalul 3, o secundă să vă arăt cam cum ar merge treaba. Da, așa poate e mai bine, de, mai ușor de înțeles și pentru voi. Avem valul 1, 2, 3 urcăm spre 3 apoi mă aștept la o corecție spre 4 din nou urcăm spre sub valul 5 închidem valul 3 vom coborâ spre sub valul 4 și tot așa da? dar per total per total trendul este de up așa că dacă sunteți investitori și ați cumpărat de jos e ok dacă sunteți trader ca mine pândiți corecțiile și reintrați long undeva spre 118-120 zic eu că acest val 5 s-ar corecta și cumva din această zonă mă aștept la o cădere voi faceți ce vreți eu de regulă marchez profitul nu las banii profitul pe masă cum se spune ce îl bag în buzunar și îl reinvestesc într-o altă companie într-o altă oportunitate. Observați ce frumoasă și bară puternică de H4 pe această companie. Analiza mea până acum a mers șnur. Hai să punem pe o oră. Și am în vedere acest scenar. Evident că acest scenar este valabil doar uh, în acest moment dacă prețul face nu, nu urcă spre 3, nu coboară spre 4 și coboară jos, evident că reactualizăm, dar dacă nu se întâmplă nimic și ați văzut că deja în Orientul Mijlociu a apărut din nefericire un alt război, asta ne va influența uh, într-un fel sau altul. Da? Ați văzut că Zdrelenski, sau cum îl cheamă pe ăla, urecheatul ăla, a venit în uh, România și Iohannis i-a cerut, i-a promis sprijin militar. Treaburile nu prea sunt bunuțe. Dar revenind la businessul nostru, am în vedere undeva spre 118-120 de dolari o creștere pe AMD, evident cu corecțiile de rigoare. Mergem pe Amazon, din nou graficul de H4, închidem puțin aici. Aici, din fericire, nu avem valul 5 finalizat, așa că dacă vreți, pe termen lung, putem să vedem Amazon pe 160-170 de dolari, dar până acolo, efectiv pe graficul daily, am nevoie să urcăm spre valul B, Ceea ce, după cum vedeți, valul A este finalizat. Urcăm spre B, vom coborâ apoi spre valul C. Aici am mai detaliat, dar nu contează pentru voi. Pentru voi contează că prețul ar urca cam undeva spre această zonă. Și de aici, practic, mă aștept la. O cădere bine meritată, de altfel, dar și cei care, pardon, trebuia să pun culoarea roșie. Pentru că orice corecție este oportunitate de intrare în piață pe direcția trendului, avem un trend ascendent, avem o corecție din nou, avem un mini-trend care acum puteți să încă să mai intrați pe time frame inferioare până la finalizarea valului B undeva prin această zonă și apoi dacă sunteți pe uh, CFD-uri, pe futures, puteți să pândiți acest short generos și mare aducător de profit pe acest val C din valul 4 da? Și puteți câștiga foarte mulți bani pe acesta dacă îl prindeți și evident dacă piața îmi urmează mie acest scenariu. Bun, și mai analizăm încă o companie, prefer să fac video mai dese, am făcut o mică pauză în, acest, în ultima perioadă, datorită faptului că, așa cum v-am arătat, am început un program de mentorat și cei care uh, vor să intre în programul meu de mentorat sau cel puțin într-o primă fază să se întâlnească cu mine pe Zoom, da, v-am arătat cum în acel link este obligatoriu, da, pentru voi și pentru mine să vedeți acest video, da, să vă nu o las notițe dacă aveți întrebări vă rog să mi le puneți în întâlnirea 1 la 1 da, să mă convinc că sunteți apti și pregătiți pentru programul meu repet, zi de zi stau 6 luni de zile lângă voi și nu vă dau un curs și cu asta, basta, voi uh, înțelegeți, nu înțelegeți, câștigați pierdeți cu mine, nu aveți cum să pierdeți doar pentru cei care cu adevărat vor să aibă o afacere online și Doamne ajută, știi să câștigați din ce în ce mai mulți bani și să din confortul casei voastre să faceți, să deveniți un business trader așa cum și eu mă consider. Bun. Sincer, nu știu de ce am pornit să vă repet acest lucru, nu mai țin minte, am vrut să zic ceva probabil, asta e, mi-a fugit gândul. Hai să mergem la Boeing. boeing se pare că din fericire a finalizat acest aceste, uh, aceste, 5 cinci valuri da, și a început să coboare într-un pattern corectiv din această zonă. Mă aștept ca Boeing să urce pentru că consider că acest val 5 s-a finalizat aici și mă aștept să urce destul de frumos. Da? Și dacă ați pierdut această intrare, nu nicio problemă mâine, poi mâine, așteptați o corecție pe time frame-urile inferioare și reintrați long. Acum, dacă scalpați Boeing pe un minut, găsiți oportunități foarte multe. Dacă sunteți day trading, aveți șanse să intrați pe 5-15 minute jumătate de oră. Da? Deci aveți permanent șanse pentru că direcția cel puțin până undeva în această zonă ar fi clar de long da? Apoi va face o corecție și iar intrați. Suntem pe graficul de H4, cam asta ar fi și analiza mea pe această companie și sper să uh, voi urmări de acum încolo să postez mai des. A, ah, aici spusesem că am fost prins cu acest program de mentorat și după cum vedeți, cam la o luni de zile am făcut un video Cam luna, și video de acum încolo o să postez mai des pentru că am pus pe picioare acest grup. Deja am vreo 30 de membri care au intrat în programul meu și sunt mai relaxat uh, și am cumva mai mult timp liber să fac analize și evident, să Analizez în primul rând pentru mine să intru și eu, dar vă ajut și pe voi așa cum mă pricep mai bine cu analize și pentru voi aici vreau să spun că de acum încolo voi posta mai des cel puțin sau mi-aș dori să am măcar două videouri pe săptămână și pe acest canal de analiză tehnică SUA pentru că am patru canale pe, pe YouTube SUA, BVB, Crypto și Forex și acum fiind mai liber am timp să postez mai des și să creăm o comunitate cumva unică în România pe 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 pe, pe, pe acest canal, Îl scrieți în comentarii sau în comunitate. Da, putem să discutăm, să punem poze, să discutăm în comentarii. Evident, vă invit să veniți, să vă abonați pe profilul meu de Facebook. O secundă, să mă pun pe aici, mă pun și eu mic. Da. Aveți aici poza uh, mea, aveți uh, coverul și uh, astăzi am făcut analiza pe BVB, voi pune și pe Crypto, fac și analize zilnice pe BVB, în special că foarte mulți dintre abonați sunt pe BVB și mai puțin pe CryptoForex și America. Dar dacă există în ghilimele cerere, eu cu drag analizez, Da, observați că postez zilnic. Da, și uh, vă invit să veniți și uh, voi și evident voi repara imediat uh, voi repara imediat, hai să o fac chiar acum să vedem detalii, parcă aici era undeva ia să vedem ia să vedem, ștergem acel punct dau pac-pac, dau pauză, ia salvare, ne întoarcem înapoi, ia să vedem dacă acum am rezolvat-o, dacă dau click, mă duce pe grup, se pare că da, aici este grupul unde, dragii mei, vă invit să vă abonați, să vă logați o să vă cer adresa de e-mail și v-aș ruga să o dați pe cea principală de când, pentru a vă trimite materiale de analiză tehnică. Dar de când am deschis acest grup de vreo lună jumate nu am reușit să creez materiale, așa că nu, nu vă inund inboxul cu e-mail sub nicio formă. Da? Și aici voi face frânturi, voi face analize pe, și pe SUA frânturi din programul meu de mentorat. Cam aceasta ar fi zise. Dacă v-a plăcut, dragii mei, acest video, vă invit să dați un like da, la acest video. Dacă sunteți noi pe acest uh, canal și pentru prima oară ați văzut acest video, vă invit să apăsați undeva uh, aici, da? Aici undeva este un buton abonează-te, abonați-vă și vorba nu știu cui, ține aproape, aproape de acest canal pentru că voi urmări să postez cât mai des, mă ajută și pe mine în primul rând să am analize, știu când să intru și când să ieși și vă arăt și vouă. Dragii mei, până data viitoare, săptămâna aceasta, ori joi, ori vineri, voi mai face un video, așa că vă urez spor la bani, Evident, pace în lume și în sufletele voastre, că dacă există pace în suflet, n-ai cum să faci rău celui de lângă tine. Și să ne revedem cu bine la următorul meu video. Toate cele foarte bune!